Atunci când Zeus, conducătorul Olimpului și zeița Diona s-au îndrăgostit unul de celălalt, din iubirea lor li s-a născut o fică foarte frumoasă. Se numea Afrodita și a devenit zeița dragostei și a frumuseții. După altă legendă, ea s-ar fi născut din spuma mării, albă ca zăpada, pe o insulă din Cipru. Pe unde călca, crește iarbă verde proaspătă în urma ei, iar când zeițele farmecului, carității și munților au luat-o pe această fată pe muntele Olimp, toți se minunau de frumusețea ei. Prin puterile ei magice și prin puterea dragostei, nu e de mirare că Afrodita a devenit una dintre cele mai puternice zeițe. Iar atunci când Paris a fost pus să dăruiască mărul de aur uneia dintre cele trei zeițe, Hera, soția lui Zeus, Atena, Zeița înțelepciunii și Afrodita, aceasta din urmă a primit mărul fiind cea mai frumoasă dintre ele. Rezultatul acestei alegeri a fost nefast, căci a dus la războiul troian timp de un deceniu, distrugerea regatului Troiei și moartea multor eroi greci. Celor care o adorau, Afrodita le dăruia mari favoruri, dar celor care erau împotriva ei, le trimitea pedepse crude. Când lua astfel de decizii, era neiertătoare. Pe o fată numită Anaxaret, a transformat-o în piatră pentru că nu a vrut să accepte dragostea tânărului Ifis, care s-a spânzurat din cauza refuzului ei. Fără milă l-a pedepsit și pe fiul zeului râului Kefis, tânărul Narcisus. Soțul Afroditei a fost Hephaistos, fierarul zeilor, hidos și veșnic scăldat în sudoare dar ea nu și-a luat în serios sarcinile căsătoriei și de câte ori se îndrăgostea de cineva, nu ezita să se căsătorească cu acea persoană. A avut mulți iubiți. Ares, zeul războiului cu care a avut cinci copii, după aceea Hermes, mesagerul zeilor și zeul comerțului, Dionis, zeul vinului și al bucuriei neînfrânate și chiar Poseidon, zeul mărilor. Unul dintre fiii Afroditei a fost Eros, al cărui tată a fost chiar zeul războiului Ares. Eros era rău, capricios, un tânăr când obraznic, când generos, care trăgea dintr-un arc săgeți de dragoste, uneori din imprudență, alteori intenționat. În fața magiei săgeților sale însă nu exista scăpare. A tot puternicul Zeus știa ce zarvă și ce confuziu o să aducă acest tânăr în lume și a vrut să-l omoare, dar Afrodita l-a ascuns în adâncul pădurii, astfel încât Zeus nu l-a mai găsit. Pe Eros l-a crescut o leoaică tânără și când s-a maturizat și s-a putut întoarce pe muntele Olimp, era de o frumusețe deosebită, avea o inimă veselă și sinceră și mulți dintre zei l-au îndrăgit, iar cu timpul a devenit ajutorul mamei sale. În templele zeiței Afrodita se închinau nu numai tinerii îndrăgostiți, ci și cei care tângeau după dragoste sau cei care au avut necazuri din cauza iubirii. Frumoasa și veșnic tânăra Afrodita era capricioasă, iubitoare, avea puteri deosebite cu care pedepsea, iar de al ei farmec și a ei magie nu scăpa nimeni, indiferent dacă erau zei sau oameni.